Hai, salut, oameni buni, ce faceți? Eu sunt Andy, bine v-am găsit la un nou episod, un nou vlog, mai bine zis. Fraților, nu am mai făcut un vlog, vlog în adevăratul sens al cuvântului, de foarte mult timp, așa că vă rog să dați un like acestui video dacă vă place și vreți să mai facem episoade în continuare. Suntem aici la mine în cameră, în noua mea cameră, dar nu astăzi o să vă arăt cum am mobilat și cum am făcut pe aici. Astăzi vreau să vă arăt altceva. Ia veniți cu mine puțin. Fiți atenți aici, veniți cu mine puțin. Uitați-vă și voi. Deci, m-am pus și eu frumos aici, am filmat câteva minute, vreo 3 ore cu Berge, ce-am mai filmat noi, ce-am mai stat, ce-am mai vorbit. Uitați-vă puțin, vă rog frumos. Uitați-vă câtă zăpadă s-a pus în cele câteva minute în care am filmat eu. Băi, ce-i drept, era de-aseară, mai multă zăpadă. Dar acum, uitați-vă câtă e. Și acum vin și vă spun eu. Când îmi pun și eu jantele de vară înapoi, intrăm în martie, în puii mei, suntem în 25 februarie și încă ninge. Haideți să-mi dau și eu, haideți să îmi ridic și eu ăștia, că parcă e cam puțină lumină în cameră. Mi-am pus deștea pentru la vară. Ăștia, uitați-vă dacă le cobor. Uitați-vă și voi cât de întuneric se face în cameră. Și pot să stai liniștit pe vara, adică vara practic nu mai intră lumina soarelui, deci nici nu se mai face așa cald. Dar acum o să le ridicăm pentru că nu avem nevoie de ele puse așa. Avem și în partea aia una, nu știu dacă se vede pe acolo, pe undeva. În fine, haideți să ieșim afară să facem un om de zăpadă, că n-am făcut deloc un om de zăpadă până acum și să vedem ce mai facem. Bă, ce faci, mă? Ce faci acolo? Ia fă-i un bulgăre. Merge? Hai că e bună, dai. Hai că vine să te bat acum, stai așa. Oameni, uitați-vă la fața mea. Uitați-vă ce față am. Mi-am pus o căciulă pe care am găsit-o prin casă, că eu nu port căciulă de obicei, în cap. Mi-am pus GoPro pe cap și vreau să mă duc afară să-l bulgăresc un pic pe ultima. M-am echipat, mi-am luat bulfanții pe mine, mi-am băgat ăștia în pantaloni. Suntem gata, mă duc să caut și o pereche de mănuși. Pentru că oricum am de gând să stau prea mult, dar mă duc să-l bulgăresc pe Justin cu bulgări. Hai să căutăm o pereche de mănuși. După aia calitatea audio, să știți că se va strica puțin și cea video, pentru că o să filmez de pe GoPro. Deci, aia e, trebuie să ne bulgărim cu Justin. Hai să mergem. Oameni buni, mi-am luat și geaca pe mine. Am pornit și GoPro. GoPro acum filmează, deci probabil o să mă văd din două unghiuri. Hai să mergem repede să caut și o pereche de mănuși. Să mergem să-l bulgărim pe Justinel cu capul chel. Uite-l că vine. Bă! Te-am prins. Pregătește-te că vin peste tine. Eu îmi pregătesc muniția. Oameni buni, haideți peste grăsana. Am mănuși de lucru, pentru că stau cauciuc și fac mai bine bulgării cu ele. Oricum o să stau mult, o să îngheț în mâine în ele, dar nu are nimic. O să-mi iau și bocancii ăștia în picioare, sau care sunt bocancii mei, mă? Ăștia erau bocancii mei, urâții ăștia. Îi iau pe urâții ăștia în picioare, șobolani ăștia și hai să mergem la război. E zăpada cam înghețată. Grăsanule. Uite cât bulgăr are fraierul ăsta. Am pus mâna pe uniția ta. Hai de fraiere, hai! Hai dau! Ești șmecher! Mamă, deci nu se fac bulgări bine! Străiți! Hai, vină încoa! Grăsanule! Ai țintă? Oh, salut Rio, ce faci tu? Hai grăsanule, ești șmecher? Au!
Bezule! De când am mai alergat? Oh! Te predai? Te predai? Hai, grăsanule! Ridică-te! Fiul lui Ragnar! Ridică-te! Ce-ai acolo? Au! Piece of cake! Pe zăpada înghețată! Au! Au, este într-un fel de frumos! Hai să facem un îngeraș, unde-l facem? De ce nu? Păi nu merge, că e zăpada prea înghețată, hai să facem aici! Așa rece! Ia, ai știut ce-o? Doamne, uite că a ieșit! A ieșit! Uite ce șmecher și al meu! Uite-l acolo! Vezi? Și altul ieși și șmecher! Dacă tot a venit iarna, măcar să o sărbătorim! Oameni buni, uitați-vă și voi! Beca, am fost plecat cu ea acum vreo 3 ore. S-a încălzit, s-a dezghețat toată și acum e plin iar de zăpadă. Deri eu nici nu mai vorbesc, sărac. Deri e full. Ia uite. Barem, pasatul lui Gabriel e iarăși full. Remo, săracul Deri e full. Ce îmi place. Mă, măcar dacă tot ninge, să ningă, frate, ca lumea, să pot să sară și eu de pe casă. Ce îmi place. Ia să facem o inimioară aici la Rio. Ia uite, mă, ce bine a ieșit. Și acum scriem aici L C T. Vezi? Și un hashtag aici. Unde ești, mă? Ce faci acolo? Te dai cu Sania? Ua, nu e destul zăpadă. Îmi porc cu ea. Ia, ia urcă-te pe asta, te trag. Ia să vedem dacă mergi. Hai. Uite ce bine merge. Hai. Grasule. Hai. Dar nu mai este nimeni pe afară, bă, să joace și cu tine. Păi de ce? Hai de aici să facem, hai să desenăm ceva pe mașină, ce vrei să desenăm? Hai să-i fac o inimă mare aici și să-i facem o poză după aia, da? Ha? Îți place cum ieși? Ia uite, nu? Ce frumos a făcut și el. R. Ia, de pe partea alta am loc. R, I, O, cum R, I, P. Stai mă, stai, ce faci? Păi n-ajungi tu până acolo. I. O, gata. Rio. Decorezăm și lui ochișori, să vadă și el bine. Mama, înghețat bognă, frate. Bognă. Beca, nu trebuie așa neînghețată, ia să vedem. A, nu, uite, Beca nu e înghețată, vedeți? Uite, pe Beca n-am apucat să mai îngheață. Ia stai, mă, să scutur un pic ăștia. Ce scrie să-și în iară? De ce scrie să-și rip? Ha? E o sană, băi. Ce? Am ratat. Eu am ratat. Ai ratat, fraiere. Ce să
Hai mă, hai, șmecher. Hai, puta, lovește-mă, mă. Grăsanule. Dacă vin și mă arunc peste tine, a? Nu. De ce? Bă. Bă. Unde te duce? Unde te duce? Unde te duce? Piciule. Oh, headshot. Victorie împotriva micului Iuschin. Grasule, ai fost înfrânt. Stai jos. Ai fost înfrânt. Eu grasus. Bravo, pac, 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 pac. Nanonica, nu este pe afară cu tine? Nu, că e rășit. Gata și distracția. Băi, a fost frumos. Nu m-am jucat o angul, nu m-am jucat cu zăpadă, să mă bată așa ca lumea. De peste câțiva ani de zile. Deci m-am simțit și eu, uitați-vă ce păr am în cap. M-am simțit și eu copil din nou. E foarte, foarte frumos sentimentul ăsta. Băi, dacă sunteți copii și mai mult ca sigur sunteți mulți dintre voi, jucați-vă, băi, cât de mult puteți. Pentru că vreau urăștia nu se mai întorc. Uite, deja am alergat câva și am început să gâfâi. Jucați-vă cât de mult puțin puteți. Justina mai rău să se mai joace, eu nu mai pot acum. O să mă dezbrac și eu că am transpirat. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați și voi un like. Și dacă mai vreți să facem videoclipuri din acestea, lăsați-mi un comentariu în care îmi spuneți asta. Noi desigur o să ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați și un share.